Bună ziua, sunt Ivan Gabriel. Vreau să leg o muscă micuță pe călic de 16. Până acum am legat numai din cele mari. Să vedem. Red Fly Hawk de la Yancy. Avem ața de montaj sub siren. Așa, vom folosi un fulguleț. Un material din acesta, curcubeu. Folosim și câteva fire de păun în aceste, sau firulețe. Cam același lucru ca la muștele mari, numai că trebuie să mai limitate aici. Deci mai scădem mărime la materiale aici. Să prindem banda aceasta care este pe curcubeu. Prindem pe unul acesta. Se lucrează mai încet cu acestea, că sunt mai micuțe. Un fir din acesta. Asta e invenție proprie. Ia să vedem ce este până în sfârșit. Deci acum avem trei materiale legate, da? 1, 2, 3. Se zice cu trei operații. Și dăm spiră lângă spiră. Foarte... Ne mai ajutăm și de deget. Micuțe materialele astea. De ce sunt mai micuțe cârligile, dar sunt operațiile mai grele de făcut? La 18, la 20, 22, 24, 26. Am să caut și 26 să fac una, să vedem. Dar am lucrat 1000 pe cârlige de 20 și apar probleme cu ochii atunci. Concentrare foarte mare. Deci e bine să mâncăm mult pește. Să ajutăm ochii. Pentru legătorii profesioniști. Așa, la câteva musculițe nu-i problemă. Bună pentru oblete, clean și pentru toți peștii care pot să o apuce. Asta e 5 operații. Facem așa o combinație între astea. Am băgat un cristal fleșe aici, să vedem ce se. Verde. Și
Spiralat și apoi punem și două piciorul și aici, două aripioare. Sunt aripioarele, da? Și vom pune un fulg negru. Poate și fulg portocaliu, fulg roșu. Mi zic să pară mai natural așa. Mergem pe negru. Deci acum să vedem câte operații a avut musculița aceasta noi de făcut. A fost banda 1, firul celălalt frez 2, 1, 3, portocaliu 4, matisajul 5, arpiorele 6, fulgul 7. Deci asta e o muscă cu 7 operații. Așa facem și muscă cu 2 operații, da. Nu toate mușchile sunt la fel. Sunt ca mașinile, unele au și ABS, program de stabilitate, tot așa și muștele astea. Așa arată o musculiță, aici se pune picătura sau head cement în capul negru și liberă la pescuit. Garantat după viață. Deci puteți intra și pe site să vedeți toate musculițele făcute până acum și ce o să mai facem. Ele sunt pentru vânzare, o să fac și magazin online, să fie mai ușor să înțelegă oamenii pentru ce lucrez aici. Te lucrăm în colaborare cu ei. Noi le facem produsul, ei se distrează și prin pește. Și urmăriți în continuare că o să punem altceva nou. Ce vrem să vă mai zic? Hai să vă scriu ceva pentru voi, că acum mi-am adus eu aminte. Să vă zic ceva. Deci, alții s-au apucat înaintea mea de legat și străinii sunt înaintea noastră cu mult. Hai să vă dau și eu un secret, să mai studiați treaba cu muștele. Cu ce începem astăzi? Pescuitul la măreană la muscă, da? Deci eu nu am prins măreană la muscă, am băieți care legă muște în fel și au prins în România. Și nu știu dacă mă credeți sau nu mă credeți, dar eu ca să vă conving. Apoi eu trebuie să pun tot în practică în România, să fac o trecere, să pescuiesc eu și să vă arăt și vouă. Până una alta, să studiați puțin, vă dau câteva cuvinte cheie pe care le băgați pe Google. Da? Și deschideți pagina și au și ei filmulețe video. Așa. Imediat vă scriu. Cuvintele. Și la următorul episod, la următorul videoclip care să-l pun, poate astăzi, o să fie, asta e o surpriză de 1 martie, da? O să vă dau alte cuvinte cheie și să studiați, da? Ca să vedeți ce
cât de folositoare sunt muștele și cât spre se pot prinde la muscă artificială dacă învățăm, înțeles, și muștele să fie de calitate. Ia să vă arăt eu aici la cameră mai puțin. Deci am scris așa, ca să înțelegeți. Uite acum se vede, da? Încă să ținem așa. Deci avem așa. Fly fishing barbell video. Scrise dezlegat așa. Fly de la muscă, fishing pescuit. Barbell video separat. Barbell este mrena, limba engleză. Scris cu marcurul B-A-R-B-L barbel. B-A-R-B-L fly fishing barbel video. Și o să vedeți cum pescuiesc băieții la mrenă la muță cu nimfa. Și poate vă vine vreo idee, cine știe. De anul ăsta am apucat să leg și câteva nimfe, dar trebuie să le încerc. Așa, și muște uscate, deci puteți găsi și la noi la firmă. Și la următorul videoclip am să vă dau alte cuvinte cheie pentru alți pești. Vă doresc multă sănătate, fi rândiți pe 2011 și țineți aproape. Numai bine!